Te salut, bărbatule! Cum te simți astăzi în preajma unei femei care îți place? Te salut și pe tine, dragă femeie, și te invit în culisele masculinității. Te invit și vă spun bun venit tuturor la MBA Masculin, principii de masculinitate, de seducție și de bucurie în relații. Am promis și așa o să fie. Până la sfârșitul anului veți avea parte de 111 de principii de masculinitate, seducție și bucurie în relații gratuit și le veți putea accesa și da mai departe acolo unde simțiți. Astăzi avem un principiu de masculinitate, dar și de rafinament totodată, pentru că a fi mascul nu înseamnă numai a avea, eu știu, comportamente extrem de virile, de brutale, de încruntate și de peșteră. Bune și alea în doze potrivite, însă astăzi avem un principiu care te va ajuta într-o conversație cu o femeie foarte mult și nu numai, și un principiu care spuneam că are pe undeva un oarecare rafinament, totuși este foarte ușor de aplicat. Vă invit să mă urmăriți pe ovidiuyang.ro. Sunt Ovidiu Yang, life coach, instructor internațional Theta Healing, terapeut holistic, trainer și facilitator de evenimente de dezvoltare personală și creștere vibrațională și invitat ca speaker la diverse evenimente sau emisiuni televizate pe partea de dezvoltare personală, de viață până la urmă și de tot ceea ce înseamnă inclusiv relații. Mă găsești pe ovidiuyang.ro, pe pagina de Facebook Ovidiu Yang, pe Instagram, pe toate rețelele de socializare, dați Ovidiu Yang pe Google și cu siguranță mă veți găsi. Să trecem la principiul de masculinitate, seducție și bucurie. Principiul este. Principiul este: adresează întrebări deschise. Pune întrebări deschise. Ce sunt întrebările deschise? Care sunt efectele și particularitățile lor? Vom vedea împreună acum. Dacă întreb pe cineva: este adevărat că ai fost la munte? Cum va răspunde? Da sau nu? Întrebarea de mai înainte a fost o întrebare închisă. Deci întrebarea închisă. S-a răspuns cu da sau nu. Răspuns scurt, care nu mai necesită alte explicații. Sigur, poate o să vedeți la un dat că o doamnă care a zis că da, am fost la munte și să vezi ce frumos a fost și acolo m-am întâlnit și muntele era într-un fel și la rest am... Ok, aia este partea ei feminină, dar răspunsul la întrebare s-a terminat în momentul în care a spus da sau nu. Deci întrebarea deschisă generează un răspuns, dacă vreți, de final. Da, sunt acolo, nu sunt acolo, da, sunt de acord, cred că e bine așa sau cred că este rău așa și cu asta basta, da? Un alt exemplu de întrebare închisă, ca să facem diferența între întrebările închise sau deschise, ar fi următoarea întrebare. Vrei să mergi cu mine la munte? Răspuns da sau nu. Ai dus gunoiul?
Da sau nu? A venit poștașul? Da sau nu? Da? Sigur, poate să fie și alte răspunsuri în afară da sau nu, dar tot la fel scurte. Da? Și după care se încheie conversația sau se încheie răspunsul la întrebare, pentru că spuneam mai devreme, uneori o conversație cu o femeie poate să nu se încheie realmente. Bun. Și atunci, care sunt întrebările deschise? Ce părere ai despre pensiunea asta de la munte? Și atunci va veni un răspuns mai elaborat. Nu poate să zic, ce părere ai despre pensiunea asta? Da. Sau ce părere despre pensiunea asta? Nu. Nu. O să spună, da, îmi place, uite, este frumos, uite, pare curat. Nu-mi place pentru că nu este lângă pădure, n-are piscină. Da, cred că ar trebui să mergem, cât costă. Cred că este ok raport calitate-preț. Deci deja femeia va vorbi aici. Cu sens de această dată. Adică tu ai pus o întrebare, ai adresat o întrebare deschisă, iată și cum este numită ea, deschisă, adică ești deschis și generezi un răspuns mai amplu. Ai libertatea, draga mea, să răspunzi amplu. Bucură-te! Poți să vorbești. Nu întâmplător spun asta. Deci, o întrebare deschisă iarăși poate să înceapă cu ce părere ai despre cu tare lucru? Și o să urmeze un răspuns mai amplu. Cum ți se pare? Da? Ca să fiți voi bărbații simpli, că bărbații structurați. Domnule, și cum fac? Ce începe cu? Ce părere ai despre? Cum ți se pare? Ce crezi? Cum ar fi dacă? Da? Tot ceea ce urmează după aceste expresii înseamnă întrebare deschisă, pentru că se cere un răspuns mai amplu și nu poate veni un răspuns închis da, nu, bine, rău, sigur, atât, da? Astea sunt răspunsuri pentru întrebări închise. Care este avantajul? Avantajul este enorm. Pentru că în momentul în care legi în discuție ceva sau poate ești la un date, la primul tău date, la prima ta întâlnire, ești anxios, ai emoții, ți-e frică. Ca noi când spunem că avem emoții, de fapt ce spunem? Dom'le, mi-e frică de ceva, nu știu, de eșec, de refuz, de ce mi-ar putea spune, de faptul că nu-mi vin vorbele la mine, firar să fie, că uite, cu alte femei mă descurc foarte bine, dar aia pentru că îmi place și pentru că o iubesc și pentru că mă simt foarte atras de ea, mă inhib și am emoții că nu vreau să dau cu buta în baltă. Nu te teme, bărbatule? Pune, adresează întrebări deschise. Alegeți un subiect care îți este să spun la îndemână, în sensul că poate ai și tu o idee despre el, adică s-ar putea și să te întrebe înapoi ceva să știi și tu să spui, sau poți să alegi ceva din ceea ce știi deja că îi place ei. Ei îi place să spunem să se cațere pe munte, da? Climbing. Poți să întrebi. Ce părere ai despre drumețiile care durează mai mult de o zi? Acum că urși sunt peste tot sau ceva. Da? Care este diferența dintr-o drumeție de o zi și o drumeție de 3 zile pe munte? Și ea îți va răspunde cu bucurie, cu plăcere și îți va împărtăși din experiența ei, îți va oferi un răspuns amplu, larg, din care tu poți să o cunoști, ea va fi autentică, se simte bine integrată în discuție, se simte faptul că tu ești interesat de ea, de ceea ce îi place ei și de faptul că părerea ei contează, iarăși vei beneficia chiar tu. Crești la capitolul încredere și empatie. Ce părere ai despre? Da? Mă interesează părerea ta, mă interesează cum gândești, mă interesează ce simți. E ușor. Iată, de la o astfel de întrebare se poate trece peste tracul de început al unei întâlniri. O astfel de întrebare îi oferă femei oportunitatea să-și satisfacă nevoia de comunicare
și ție îți oferă oportunitatea de a-i satisface ei nevoia de partener empatic. Că bărbații nu prea oferă empatia asta. Dar uite, o astfel de întrebare deschisă contribuie acolo, adună puncte la empatie. Da? Ok? Întrebările deschise nu spun acum că trebuie să fie folosite non-stop. În niciun caz nu folosiți non-stop numai întrebări închise și o să vorbim poate despre ele într-un alt principiu mai pe larg. Dacă doar mă întrebe așa la care trebuie să răspund da, nu, da, nu, în primul rând vor fi foarte multe întrebări că răspunsurile sunt scurte la întrebările închise și o să sune interrogatoriu. Vedem noi când folosim în alt principiu întrebări închise și cum, dar întrebările deschise este necesar să fie câteva într-o discuție, minim două de fel, da? Sigur, depinde și de timpul pe care îl aveți și mai departe, însă nu folosești, te întâlnești cu ea și pui 20 de întrebări deschise, că o să stați până săptămâna cealaltă la discuții și nu o să amprentezi suficient și cu opinia ta, să spunem, da? Deci prea mult nu le folosim, dar câteva, că sunt două, că sunt cinci, că sunt șapte întrebări deschise într-o conversație mai lungă, este ok să folosești. Ce nu este ok, nu este să nu folosești deloc. Știu că în zona asta de spiritualitate nu spunem niciodată că nu e potrivit să aia, nu e potrivit să alaltă, nu e ok. Cum, domnule, nu e bine, nu e bine. I'm sorry, în partea asta de seducție, dragilor, sunt câteva reguli nescrise. Unul dintre ele vi l-am spus mai devreme. Dacă sunt zero întrebări deschise într-o conversație la primele întâlniri sau inclusiv poate să fie în online, da? Pe Messenger, pe WhatsApp, pe ce vorbiți voi, pe Telegram și acolo folosește asta, da? Zero întrebări deschise înseamnă nu mă interesează de tine. Așa va decoda femeia. Vorbim, da, de creierul femeii aici. Vorbim de nevoile femeii. Zero întrebări deschise înseamnă pe tine nu te interesează. E ca și cum vrei un one night stand. Ok? Poți să-i stăm high-vis sau nu? Nu așa stabilești o relație și niciun caz nu așa vei primi. Chiar dacă vrei și absolut firesc să vrei să faci amor cu persoana respectivă, dar chiar și așa, dacă vrei să beneficiezi de un amor mai plăcut, de o interacțiune fizică mai bună, poți să fii puțin empatic adresând măcar una, două întrebări deschise. De ce? Creează cât de cât o conexiune. Am înțeles. Să zice, nu te interesează relații de lungă durată, nu vrei să te căsătorești. Ok, MBA masculin este și pentru asta. Sigur că da. Cum ajung cu o femeie să fac sex sau să fac dragoste? Da, este despre asta. Dar și acolo, într-o măsură mai mică, folosește întrebare deschisă. Ok? Pentru că celulele tale comunică atunci când faci sex. Însă e bine să există o formă de preludiu încă dinainte și o formă de armonizare. Da, poate ești, nu știu, pe Tinder și fix asta vrei, doar sex. Foarte bine. Dar știi, ca să fie o congruență mai bună între voi, e necesar cu atât mai mult, având în vedere că va fi o interacțiune scurtă și probabil limitată de timp, deși sunt situații și toți, alții s-au căsătorit cunoscându-se pe Tinder, alții s-au dus într-o delegație, au făcut sex, au plecat și la revedere, dar ca totul să fie mai de calitate, este necesară un preludiu și o comunicare intercelulară încă înainte de actul sexual. Așa că folosește simplu una, două întrebări deschise în acest caz. Ok? Nu ne întinde foarte mult că poate nici partenera nu vrea altceva și atunci o zică, hei, știi, eu nu vreau să stăm de vorbă, nu vreau să avem o relație, vreau doar asta să mă distrez puțin. Ok? Deci nu asasinez cu întrebări. Dar una, două întrebări deschise, lejere, fac ca totul să meargă ca uns. Dacă aveți întrebări, v-a fost clar,
nu v-a fost clar ce e cu aceste întrebări deschise și când să le folosiți, adresați-mi întrebări și vă voi răspunde. În comentarii mă voi uita întotdeauna și voi răspunde. Ok? Dragilor, vă invit la consultațiile individuale, atât online cât și face-to-face. Vă invit la evenimentele pe care le susțin, atât online cât și face-to-face. Și îți doresc să ai succes, bărbatule, și vouă tuturor vă doresc să aveți parte de iubire maximă.